Candidații Partidului Social Democrat au fost în decursul zilei de sâmbătă în Piața Mircea, unde au discutat cu producătorii locali prezenți. Oamenii și-au arătat susținerea pentru candidații socialdemocrați și le-au cerut acestora să pună capăt cât mai rapid cele mai dezastruoase guvernări din perioada post-decembristă. Candidații socialdemocrați au manifestat din nou susținerea față de producătorii locali din județul nostru. Oamenii au primit cu speranță că lucrurile se vor schimba în bine după data de 6 decembrie, atunci când socialdemocrații vor prelua din nou guvernarea în România. Domnișoare, noi votăm toată lumea PSD, că PSD a făcut multe și a dat multe pentru țară, pentru România. Vă spun, toată lumea PSD votează, că sunt buni și dau și pensii, și salarii, și la copii alocații măresc. Da, foarte buni. Ne bucurăm. Da. Și să fiți sănătoase. Votăm pe 6 decembrie PSD. Toată lumea, să știți, toată lumea votează. Nu vedeți ce fac guvernanții ăștia cu peneliștii ăștia? Ne distrug țara, ne-au distrus țara. Da, și cu bătrâni și cu copii vor să murim. Să murim, da. Deci ba jos de noi. De bătrâni, de copii, de toată lumea. Nu e bine ce fac, nu e bine. Era bine dacă populația asta, România asta, oamenii ăștia noștri să fi votat PSD-ul. Unii din ei au votat PNL-ul și unii, toată lumea, toată România să voteze PSD. PSD sunt oameni buni și de încredere. Eu pe ăștia le-am făcut asta vară mare. În căldura aia am pasfandor, timbru, mărar, pătrunjel, busuioc, din grădina Ardei am măcinat. Deci nu trebuie să le vând mamei. Dacă vă închideau, nu ce puteam să le vând mamei. Mă duceam cu o pungă afară și să vânz în praf. Nu puteam, dar așa stau frumos, omul vine ea de chiftele, miroase ea, pătrunjelul ea. Socialdemocrații au în continuare ca prioritate susținerea produselor românești atât de gustoase și sănătoase și vor sprijini producătorii autohtoni să-și dezvolte afacerile. Piața Mircea din Turnul Severin, piață de tradiție. Iată că, datorită intervenției domnului primar Marius Creciu, producătorii reușesc să-și vândă în continuare marfa, sunt mulți cumpărători dintre severineni, îngrijorați că e posibil ca piețele să închidă definitiv. Din păcate, cei care vând în această piață tremură de fric pentru că este un curent cumplit, dar acestea sunt condițiile. Partidul Social Democrat demonstrează încă o dată, atât prin inițiativa domnului primar Creciu, cât și prin pozițiile noastre publice, că suntem alături de producătorii din România, că suntem alături de fermierii noștri și dorim ca locuitorii din Drobeta, Turnul Severin să mănânce produse sănătoase, produse reieșite din munca celor care pătimesc și asudă pentru acest pământ. Sper ca în continuare să ne bucurăm de aceea susținere din partea lor. Sunt oameni care lucrează în această zonă și întotdeauna și-au exprimat convingerea că Partidul Social Democrat este cel care reprezintă interesele. Partidul Social Democrat are în programul de guvernare pentru perioada 2021-2024 proiecte importante de susținere a agriculturii și a produselor românești. Măsurile sunt menite să sprijine și să dezvolte firmele autohtone și să transforme producătorii locali în principalul motor al dezvoltării economiei din țara noastră.